Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel a primit cineva factură hidroelectrică? Am, nu știu, că eu n-am. Domnul ministru, da, păi am aici doi clienți. Domnul producător Adi Tudor și domnul Luca. Luca, îți mai pare rău că ai trecut la hidroelectrică? Nu, că n-am nicio grijă, n-am facturi, n-am... Exact. am verificat. Ultima factură am primit-o în octombrie. Practic am primit o singură factură anul trecut. Mi-am făcut contract în martie, în octombrie mi-au trimis o factură. Bravo. M-am uitat acum pe ea. 128 de lei și 90 de bani. Eu în octombrie de-abia m-am mutat la ei. Da. A, tu mai ai de așteptat, îmi pare rău. Și s-a declarat și ministrul energiei neliniștit de faptul că nu a primit factura hidroelectrică. Dânsul are, înțeleg, un loc de consum undeva la Drobeta, Turnul Severin. Eu am crezut că e neliniștit că nu încasează, fiind ministru. Și într-un interviu pentru Prima News, asta a spus, că nu a primit și e neliniștit. Eu cred că pe prima mea factură hidroelectrică o să o tipăresc și o înrămez. Da, n-ar fi rău. Cum sunt alea? Primul meu milion, asta să fie prima mea factură hidroelectrică. Și, băi, adevărul că este un fenomen, deci ăsta este de studiat. Că ministrul domn Popescu a zis așa, citez, hidroelectrică a avut o achiziție de clienți foarte agresivă datorită prețului pe care l-au. Ceea ce e corect și mă o să caut. Ce a însemnat achiziția agresivă? Știm că au luat o mulțime. A ajuns de la circa 800 de locuri de consum pe segmentul casnic în anul 2019. Atât aveau 800 de oameni? 800 de case? Da. Ce tare! În 2019, 800 de abonați. La peste 500 de mii. Acum. V-a făcut. Deci... Mamă, nici Caritas nu a crescut așa. Da. Deci o creștere de 625 de ori în 4 ani. Ce business e ăla? Acțiuni la hidroelectrică ați luat? Nu, că nu listează. Nu sunt pe bursă? Da, așteaptă să se listeze hidroelectrica, dar nu știu ce fac și nu listează sau ceva. Mai sunt și 27.000 de clienți domn casnici. Domnul ministru a mai spus așa, softul pe care l-au implementat, adică domnii de la hidroelectrica, nu a fost finalizat în timp util. Softul de facturare. Și acum anunța că a fost finalizat și începe facturarea. Am încheiat. Păi pentru 800 de casnici, eu cred că făceau facturi la mână înainte. Da, păi cred că și acum tot așa fac. Așa mi se pare. Și fiind companie de stat, cred că au făcut un soft de la de luat bonuri de ordine. Da, da, da. Plata la ghișeu. Nu, mă, au, da? Mașini, au mașini de scris. Ca pe, cum erau pe vremuri, la ziar? Da, ce vremuri. Cu Indigo. Da, Indigo, ca da. Să-ți dea mai multe exemplare. Dar să știți că eu mi-am pus în bookmarks aici, mi-am pus două pagini de pe site-ul Hidroelectrica. Unul Hidroelectrica cont client și celălalt Index Hidroelectrica. Și le dai în continuare? Da, eu dau click. Nu, că nu, când dai click, zice așa, la contul Hidroelectrica. Stimați parteneri și clienți. Așa. Eu nu am aici un dubiu, nu știu ce sunt eu pentru eu. Nu-mi dau seama. Nu cred că sunt parteneri, dar nici client nu par să fiu. Zice așa, stimați parteneri și clienți, ne bucurăm să vă aducem la cunoștință faptul că Hidroelectrica a implementat cu succes noul sistem informatic de facturare. Acesta integrează soluții software de ultimă generație, capabile de gestionarea optimă a numărului crescut de clienți casnici și non-casnici. Aflați actualmente, nu știu ce. Bun, ok. Anunțul ăsta este de luni de zile. Eu cred că softul ăla e prea inteligent și practic o să el generează factura și o și plătește. Da, sper. Ceva de genul ăsta. Sunt, cum sunt copiii aia. Copii, vreți să vă spun o poveste? Da, da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.